tuturor. Ați venit la zilele municipiului Roman cu ocazia premierii activității curățeniei de primăvară Romanul Curat și Verde. Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit în primul rând pe toți cei care v-ați înscris la această competiție și, bineînțeles, toate meritele și felicitările merg către cei care s-au întrecut pe sine și care au obținut premii cu ocazia acestui concurs. Noi încercăm de la an la an să vă motivăm și să provocăm, să vă provocăm cât mai mult, astfel încât orașul nostru să arate din ce în ce mai frumos, să arate din ce în ce mai bine. Iar pentru acest lucru trebuie să existe un parteneriat și cu toții să ne dăm mâna, pentru că doar împreună vom reuși să avem un oraș modern. Încă o dată vă mulțumesc pentru înscriere, pentru participare și felicitări tuturor celor care ați obținut premii. În cele ce urmează vom trece la activitatea de premiere și colega mea va da citire tuturor celor care ați obținut premii și ulterior vom face și înmânarea diplomelor și a cadourilor pe care noi le-am pregătit pentru dumneavoastră. Vreau să felicit în egală măsură pe toată lumea. Vă mulțumesc pentru implicare și consecvență. Departajarea nu a fost foarte ușoară, pentru că toată lumea s-a implicat, dar întotdeauna vârfurile ies precum colțul ierbii. Vă mulțumesc din suflet și vă așteptăm la ediția a 10-a. Dar ca să nu mai lungim suspansul, vă anunț faptul că în urma deliberării s-au decis atribuirea premiilor pentru următoarele categorii. Prima categorie este formată de instituțiile de învățământ, a doua categorie este dedicată persoanelor juridice, urmează ONG-urile, apoi persoanele fizice și, nu în ultimul rând, asociațiile de proprietari. La prima categorie au fost înscrise 8 instituții de învățământ. Voi da citire diplomelor în ordinea crescătoare a punctajelor obținute. Drept pentru care acordăm diplomă de participare școlii gimnaziale Costache Negri. Felicităm și Liceul Tehnologic Vasile Sau. Urmează școala gimnazială care se Focaș. Colegiul Tehnic pentru Poli. La secțiunea a doua s-au înscris două entități juridice.
Locul al doilea este adjudecat de restaurantul medieval prin reprezentant domnul Zaponeanu Justinian. Iar locul întâi merge cu pași gravnici spre o entitate nouă, frumoasă, respectiv Clubul Copiilor Roma, reprezentantul Liviei Evoloca. La a treia categorie oferim următoarele premii. Locul al doilea, Asociației Mușatinii Roman, reprezentant domnul profesor Ovidiu Albert. Locul întâi merge la Asociația Cult Generation, reprezentată prin coordonatorul de proiect, voluntar Ivănuș Octav. La a patra categorie conferim locul 2, doamnei Anton Elena Dăprânioara. La categoria persoane fizice, locul întâi merge la domnul Andrić Fănică Constantin. La categoria a cincea am avut cei mai mulți competitori și este vorba de 30 de asociații de proprietari de fereastra Principiului Român. Conferim diplome de participare Asociației 48, Asociației de proprietari numărul 1, Asociației de proprietari numărul 5, numărul 30, Asociației de proprietari numărul 33, Asociației de proprietari 58 RB, Asociației de proprietari 14 GRP, Asociației de proprietari 50 S, Asociației de proprietari numărul 16, Asociației de proprietari numărul 21, Asociației de proprietari numărul 34, Asociației de proprietari numărul 59, Asociației de proprietari numărul 6, proprietar numărul 28, Asociației de proprietari numărul 40, Asociației de proprietari numărul 25, Asociației de proprietari 18R, Asociației
Asociației de Proprietari numărul 31. Asociației de Proprietari numărul 22. Asociației de Proprietari numărul 4B. Asociației de Proprietari numărul 1 ALPS. Asociației de Proprietari numărul 26. La mulți ani, Roman, la mulți ani, Roman Șcani.